Bună, dragii mei, astăzi am încercat de câteva ori să filmez acest video, dar am filmat odată, deci mi-a reușit, fetele au stat cu minți. Dar când m-am uitat la filmare, se vedea în ceață, parcă era ceață tot în jurul meu, nu știu, se vedea atât de urât. Și acum trebuie să o iau de la capăt. Doamne, sper să iasă de data asta. Când mai pun motoare gura. Deci am vorbit la videoclip, am vorbit și m-am răspuns la întrebări și acum nu-i bine, trebuie să filmez iar. Deci azi dimineața mă chinui să filmez și vreo 3 și jumătate, cam așa ceasul. Deci să vă răspund la întrebările care mi le-ați lăsat. Ana Maria. Bună, te apreciez foarte mult pentru efortul de a împărtăși cu noi momentele din viața voastră. Mi se pare foarte interesante toate clipurile cu voi. Sunteți frumoși. Mulțumim. Am următoarele întrebări. Cum v-ați cunoscut cu tu și soțul tău? Ne-am cunoscut la școală, eu eram în clasa 9, Cosmin era în clasa 12 și eram la același liceu. Și acolo ne-am cunoscut la școală. Ce v-a determinat să vă mutați în Germania? Alexia, când am aflat că Alexia este bolnavă, a venit aici în Germania cu ea la spital. La sora mea, sora mea era aici de vreo 2 ani și am venit aici la ea. Eu am mai fost aici în Germania cu părinții mei înainte să mă mărit cu Cosmin și am stat vreo 3 luni și pe aia m-am dus înapoi acasă, n-am stat mult. Care este mâncarea preferată a fiecăruia dintre voi? Mâncarea mea preferată sunt sarmalele. A lui Cosmin cred că cartofi prăjiți. Adelina nu cred că are mâncare preferată, că nu prea mănâncă. Foarte greu mănâncă ceva, mănâncă roșii, castraveți, lucruri din astea și nu cred că are mâncare preferată. Alexia mănâncă orice. Da, așa mai mănâncă tot așa cartofii, ouăle, sarmalele, carne nu prea mănâncă, în rest cam mănâncă orice. Dacă ar fi să alegeți altă țară ca să trăiți, care ar fi aceea? România aș alege, dar dacă m-aș muta de aici din Germania, m-aș muta în România, nu vreau să mai aud de alte țări străine, că m-am săturat. Care este magazinul de haine de unde vă cumpărați cel mai des haine și este perfect? Noi, de când suntem aici în Germania, ne cumpărăm haine din Zeunda. Mi se par foarte buni și calitativ și la preț. Cam de acolo ne cumpărăm noi haine tot timpul. Cum vă înțelegeți cu socrii? Înțelegem bine. Acum, la început au fost așa mici divergențe, dar ca la oricare, cred. Dar acum ne înțelegem bine. Vă mai doriți și alți copii? Da, dar nu acum, peste 2 ani, 3 ani, nu știu cât, un an, nu știu. Să fie Alexia mai bine, să-și revină Alexia mai bine și după aia. Și să crească și Adelina mai mare. Care ar fi destinația de vacanță dorită, dar și potrivită familiei voastre? Nu știu, cred că... Și la mare, unde am fost anul ăsta, au fost bine. Undeva unde să am posibilități pentru fete. Nu știu să spun. Să am posibilitățile pentru fete, toate posibilitățile. Cum ar arăta o zi ideală din viața voastră de familie, de dimineață până seara? Să ne trezim fără... Să mă trezesc fără nervi. Asta cred e cel mai important. Că eu ca dimineață mă trezesc cu nervi. Da, să nu am nervi ziua respectivă, să mâncăm, dacă se poate să comandăm, să mă gătesc. Așa, să ieșim afară cu fetele, să doarm fetele la mea, să ne jucăm, să... Da, cam așa. Care este desertul vostru preferat? Nu știu, cred că torturile, altceva nu, cam torturile ar fi în vârf, așa. Se cam pierdut aici. Da, atât. Bratul Anca, bună, cum te-ai cunoscut cu soțul tău? V-am spus și mai înainte, la școală.
Ce reprezintă tatuajul tău? Tatuajul meu reprezintă o mamă cu două fete, adică eu, Alexia și Adelina. Aici scrie Alexia, Adelina și o inimioară. Asta reprezintă o mamă cu două fete. Vă gândiți să vă întoarceți în România? Nu, nici vorbă. Ne gândim să ne cumpărăm aici acasă, să rămânem câțiva ani sau poate zeci de ani sau... Foarte mulți ani rămânem aici, așa credem noi. Acum nu știu ce o să ne rezerve viitorul, habar n-avem. Sunteți foarte frumoși. Mulțumim. Eu deja sunt foarte obosită că am mai răspuns la întrebările astea în videoclipul, care nu este bun. Adelina spune așa, poți face, de exemplu, un vlog, meniul fetelor pe 3 zile. Am și eu un băiețel de 1 an și 2 luni. Poate ne mai inspirăm și noi. Da, chiar m-am gândit să fac vlogul ăsta, filmulețul ăsta, chiar m-am gândit și am să-l fac. Cum este cu doi copilași? Eu am 3 cu vârstă sub 3 ani și mi-e greu cu ei. Te cred, adică 3 cu vârstă sub 3 ani. La mine, când era Adelina mai mică, era mai greu, dar acum după ce a crescut Adelina și Alexia merge la grădiniță, așa e, nu este chiar greu. Când era Adelina mică, într-adevăr, mi era greu. Cătălina întreabă câți ani au fetele. Adelina are 2 ani și 3 luni, Alexia are 4 ani și 9 luni. Am și eu un băiețel de 2 ani și nu vorbește așa mult ca Adelina. Felicitări! Nici Adelina nu prea vorbea la 2 ani, cam de la 2 ani și 1 luni, 2 ani și 2 luni a început să vorbească. Și a început să vorbească foarte mult de când a fost în România. Atunci așa a dat drumul la vorbă. Sunt din Suceava și te urmăresc cu drag. Mulțumim! Gabriela. Bună, draga mea, am niște întrebări. În ce oraș locuiți? Aici, în Germania, în Schleswig. Câți ani ai? Am 22 de ani, fac în martie 23 de ani. Pare extraordinar de tânără. Unele persoane îmi spun că par mai în vârstă. Câți ani au fetițele? Adelina, 2 ani și 3 luni, Alexia, 4 ani și 9 luni. Ți-ai mai dorit copii? Da, dar nu acum, mai încolo. Cum se înțeleg fetele? Se înțeleg destul de bine, dacă câteodată Adelina cam vrea să o bată pe Alexia și chestia asta nu e bine deloc, tot trebuie să stau de capul ei, dar așa câteodată se înțeleg foarte bine. Lui Alexia îi place când Adelina fuge prin casă și ea e pe jos și râde foarte tare, chiar am să filmez odată când face așa. Și se bucură foarte tare când o vede pe Adelina când merge prin casă și câteodată chiar se joacă împreună. Dacă ar fi să vă mutați în altă țară, în ce țară v-ați muta? Eu m-aș muta în România, cum cred că am mai spus odată. M-aș muta în România, nu aș mai vrea să aud de alte țări. La al doilea copil ai avut un sprijin, adică să vină mama ta să locuiască cu tine pentru a te ajuta. Nu am avut. Mama a venit aici în Germania când avea de vreo jumătate de an, a stat vreo 2 săptămâni aici la noi. După aia s-a dus la muncă. Și muncești și acum, nu prea mă aud. Ai putea face un vlog cu rutina zilnică a fetelor pe timp de grădiniță? Rutina Alexiei? Alexia merge la grădiniță, din ea nu merge. Am să fac, poate că, într-o zi. Am mult timp plan, dar nu reușesc să fac. Ar fi super dacă ai face un vlog cu prima zi de grădiniță a fetelor. La anul va fi prima zi de grădiniță. Sunteți vaccinați? Dacă da, cu ce vaccin? Nu suntem vaccinați și nici nu o să ne vaccinăm, decât dacă o să fie obligatoriu și o să ne oblige să facem chestia asta. Noi nu suntem de acord cu vaccinul. Daniela, ești un om puternic pentru că nu ai de ales. Așa este. Operația de care spuneai în clip va fi pentru a scăpa de crizele de epilepsie sau nu se știe decât după operație? Nu se știe decât după operație, în totalitate nu cred că o să scape, dar o să fie mai bine, Alexia, după aia. Doctorii ce spun după operație, va trebui din nou să învețe să mănânce, să umble sau nu va fi chiar așa de complicată operația? De când am înțeles eu, nu o să fie chiar complicată și așa mă gândesc eu, că nu o să fie atât de complicată. Mihaela. Bună, draga mea, vă urmăresc cu mult drag și îmi plac foarte mult filmulețele voastre.
Mulțumim, strânut. Când faci un filmuleț cu pachetul de grădiniță pe toată săptămâna? La Alexia e mai dificil cu pachetul de grădiniță pentru că nu poți să-i pun orice. Ea mănâncă cu orice, dar nu poți să-i pun pâine când nu am voie. Și problema la ea că nu mușcă din alimente și trebuie să caut tot timpul ceva ca să poți să-i tai bucățele. E mai complicat. Și nu prea e diversificat așa pachetul ei, cam aceleași chestii. De cât timp stați în Germania? De 4 ani și jumătate aproape. Vorbești limba germană? Nu vorbesc decât știu câteva cuvinte, înțeleg ce vrea să-mi spună uneori, nu tot timpul, înțeleg. Câteodată, dar nu pot să vorbesc și nu înțeleg tot timpul și nu prea mă descurc. Când mai filmez cumpărături alimentare? Am să mai filmez, când am filmat de mult și chiar am să mai filmez un clip de ăla. Vă doresc sănătate multă, vă pupăm, mulțumim și noi vă pupăm. Marinica Gortan, bună, v-am descoperit recent și nu îmi pot lua ochii de la voi, sunteți o familie minunată și binecuvântată de Dumnezeu, cu două minunății de fetițe. Rămâneți la fel de puternici, multă sănătate și toate cele bune. Mulțumim frumos, la fel și vouă. Eu abia câim. Eu abia v-am descoperit, sunteți tare frumoși, nu am apucat să răsfoiesc toate vlogurile, așa că întreb dacă sunteți din zona Moldovei, după accent. Da, suntem din județul Suceava. În Germania, în ce land locuiți? În Schleswig-Holstein. M-am uitat la ultimele videoclipuri postate, unde spui că face mai multe crize în ultima perioadă. Ai urmărit dacă alimentația a influențat cumva asta? Văzusem în trecut un caz cu o mămică care a început să facă un plan alimentar special pentru băiețelul ei și funcționa. Nu cred că la ea e o problemă asta cu alimentația. Oricum o să discut cu doctorul, dar nu cred. Ela, bună, dacă dorești să vorbești despre cum e cu moașa în Germania. Eu nu am avut moașă în Germania, am fost la, în timpul sarcini la controle la un cabinet ginecologic, după aia m-am dus la spital, m-am înscris acolo, când a venit momentul să nasc, m-am dus la spital, m-am luat moașa care era de gardă atunci, am născut cu o doctoriță și cu o practicantă, pentru că eu am avut cezariană înainte din naștere naturală și trebuie să nasc cu doctorița și am născut și gata, am plecat acasă, nu am avut moașa acasă, cred că nu am avut nevoie, eu eram la doilea copil și chiar nu aveam nevoie, oricum nu înțelegeam ce vorbești. Putea să vină și vorbea germană, eu vorbeam română, nu înțelegeam, era mai complicat. Da. Nico Istoc, cum te înțelegi cu soțul? Mă înțeleg bine, doar că na, uneori mai sunt conflicte între noi, din nimicuri, dar na, ca la fiecare, cred că. Aveți timp pentru voi doi? Nu prea avem timp pentru noi doi. Sâmbta, pe uneori mai lucrează și sâmbta și duminică mai avem timp așa câteodată, dar nu prea, cine știe ce. Voi mai doriți copii, dar nu acum, mai încolo. De ce nu stați la casă? Nu vă place la apartament? O să ne mutăm la casă, o să ne luăm casă aici în Germania. Nu ne place la apartament, dar până acum n-am avut un cotroc. Când vii în Germania nu-ți permiți să stai la casă, că îți mai scumpi casele și în chirie și nici nu poți să-ți iei casă în rate când vii aici în Germania în primul. Ancuța, bună, te-am descoperit de curând și îmi place tare mult de tine și familia voastră, dedicarea pentru fetițe, felul cum te înțelegi cu soțul și că sunteți moldoveni. Ești o mamă tare harnică, gătit zilnic și de toate, curățenie zilnic, mă motivez când mă uit la tine, mai ales că am și eu doi băieți, 3 și 1 an și mă gândesc că dacă tu reușești cu două năzdrăvane, trebuie să reușești și eu cu doi ai mic. Sănătate multe vă doresc, în special Alexia. Mulțumim frumos! Ce produse de curățenie folosești pentru baie? Folosesc Clean Castel Oblinda cu faianța. Pentru WC o soluție din aia, pentru cald, niște lavete, de șters, soluția aia din aia de șters pe jos. Am să vă arăt eu într-un vlog, poate. Andrada,
Spune bună ziua, mămică tânără și devotată, vreau să te întreb de unde îți găsești putere zi de zi, pe lângă faptul că ești mamă cu normă întreagă, să îți faci și toate celelalte treburi, te îmbrățișez cu drag. Nu reușesc în fiecare zi să-mi fac toate treburile, câteodată poate seara nu spăl vase, nu stau cu aspiratorul, nu spăl haine sau nu împachetez hainele, las pe cana pe ea. Nu fac, sunt foarte multe zile în care nu reușesc să fac toate, dar mă gândesc că nu de asta ne-am născut pe pământ, să fie lună, să strălucească casa, bine că nu poți sta în mizerie, dar nici să fii perfect, o să fii perfect când nu o să mai am copii mici. Până atunci a las fie așa mai dezordine. Încă o persoană care nu vrea să îi spun numele. Crezi că Alexia se poate vindeca? Eu de obicei sunt foarte realistă și nu știu, nu sunt așa eu realistă. Cred că Alexia se poate face mult mai bine, dar nu știu dacă... Nu știu. Chiar nu știu. Cred că Alexia se poate să fie mai bine. Crezi că dacă te vei ruga la Dumnezeu, fetița ta va fi vindecată? După cum am spus, sunt foarte realistă și dacă te rogi la Dumnezeu, Dumnezeu te ajută, nu pot să spun că nu. Te ajută, dar... Așa sunt eu mai realistă. Ce vârstă aveți fiecare? Soțul meu a împlinit 25 de ani acum luna asta, eu am 22 și jumate. Alexia are 4 ani și 9 luni, Adelina 2 ani și 3 luni. Crezi că în România e mai bine decât în Germania? Nu. În România este mult mai rău decât în Germania, din toate punctele de vedere. Doar că eu mă simt mai bine în România, sufletește așa, nu știu, mă simt eu mai bine acolo, dar în rest e mult mai rău ca decât în Germania. Bună, Alisa spune, bună, te urmăresc de la 1200 de abonați, te apreciez și îți doresc multă putere și răbdare cu fetițele. Întrebările mele sunt... Care crezi că ar fi fost situația Alexiei în România din punct de vedere medical? Cred că era mult mai rău oricum. Asta cred că era mult mai rău și lua cu siguranță foarte multe medicamente. Și... A stat vreo două luni cu Alexia până la România, știu cum este. De câți ani sunteți în Germania? De 4 ani și jumătate aproape. Și ce apreciați cel mai mult acolo? Apreciez că sunt foarte amabili oamenii, îți zâmbesc și pe stradă și la magazin și sunt foarte amabili și apreciez faptul că te ajută, statul te ajută foarte mult dacă nu ai sau chiar dacă ai foarte multe posibilități, asta apreciez la ei, nu este ca în România că faci și amar, nu-ți dă nimic. Când credeți că o să vă întoarceți în România? Nu știu, când oricum noi 10, 15, 20 de ani, așa credem noi că o să mai stăm aici. Bună, draga mea, ești foarte dragă și fetițele tale sunt minunate. Întrebări. Cum te descurci cu doi copii? Acum mă descurc bine. Când era Adelina mai mic, era cam greuță. Dar acum, după ce a crescut ea mai brecică, chiar nu e problemă. Care este mâncarea preferată a Alexiei și a Adelinei? Adelina nu are mâncare preferată. Ea... bomboane, dacă ar fi, dar nu prea îi dau eu, dar nu prea mănâncă. Cred că trebuie să mă duc cu ea la doctor pentru că nu prea mănâncă absolut nimic. Și Alexia are cartofi, ouă, carne nu prea mănâncă. Alexia are să mănâncă de toate. Când faci curățenie și mâncare, cum te descurci cu fetele? Eu am o fetiță de un an și jumătate și nu reușesc să fac nimic. Eu prima dată trebuie să fac mâncare, că știu, dacă mă duc în bucătărie să fac mâncare, restul casei o să fie... dezastru. Da, când îi fac mâncare și după aia fac curățenie. Cum te-ai cunoscut cu soțul tău? La școală. Ai învățat limba germană? Câteva cuvinte. Îți mai dorești copii? Da, pe viitor, nu acum. Vă pup și vă prețez cu drag. Mulțumim. Alex, Iuliana Stancu. Alexia o să vorbească? Eu cred că nu știe nimeni dacă o să vorbească Alexia sau nu, numai Dumnezeu știe dacă, nici măcar doctorii n-ar trebui să știe. Dumnezeu știe dacă o să vorbească sau nu. În Germania este lună plină. Deci persoana asta care mi-a dat mie întrebările astea este o fetiță de 11-12 ani. Și nu știe, cred că.
Germania este lună plină pentru că noi, oriunde am fi, în Germania, în Spania, în America, în Portugalia, avem aceeași lună și același soare. Stele sunt mai multe, dar sunt tot pe același cer. Adică oriunde am fi, în orice țară, orice continent, avem același soare, aceeași lună, același cer. Și cam acestea sunt întrebările de pe YouTube, că nu mai pot vorbi, mi s-a uscat gura. Să răspund la acestea. Cristina, cum vă descurcați doar cu un salar? Ne descurcăm foarte bine pentru că Cosmin are un salar mai bun, mai avem, are și un mini-job, Alexia ia bani de la stat, avem și alocații, avem și mai mult. Deci ne descurcăm foarte bine. Întreținem o casă în România, urmează să ne cumpărăm o casă aici în Germania, în rate, bineînțeles. Și ne descurcăm, ne permitem orice pentru un trai decent. Bianca, hei, te urmăresc cu mare drag. Vei face video cu rutina părului, ce produse folosești. Da, am să fac, doar că eu folosesc un singur șampon și un balsam de la Pantene acum. Ne mai schimb așa câteodată, dar poate să fac într-un vlog. Ana M. Dumitrescu, prim masaj a fost dorită sau o întâmplare? Ce au spus părinții tăi că te măriți așa de vreme? Nu a fost o întâmplare, așa au vrut Dumnezeu. Și părinții mei, ce să spun, la început n-au fost de acord, vă dați seama. N-au fost de acord, după aia s-au obișnuit. Luminița, vacanța de vis este să nu aibă Alexia crize de epilepsie, să fie fetele cu minți, să decurcă așa totul în liniște. Cum ai ales prenumele fetelor? Pe Alexia, până am născut-o, îi spuneam Maia. Până am născut-o, era Maia, Maia în sus și Maia în jos. Când am născut-o și m-am uitat și la ea, nu știu, mi-a venit așa dintr-o dată să-i spun Alexia. Eu cred că fiecare copil se naște cu numele lui. Și așa am numit-o Alexia. Și la Adelina, totuși am căutat pe internet nume de fete și am văzut acolo Adelina, mi-a plăcut și Adelina a rămas. Cel mai nou vis al tău este? Cel mai nou vis al meu este să fie Alexia bine și să ne mutăm la casă. Casa noastră. Irina, care este cea mai mare dorință ta? Dacă ai putea da timpul înapoi, ai schimba ceva? Cea mai mare dorință mea, bineînțeles, este să fac Alexia bine, să decurgă foarte bine operația, să fiu foarte bine Alexia după aia. Asta e visul meu, dorința mea cea mai mare, să fie Alexia bine, foarte bine după operație. Aș schimba ceva? Nu cred că aș schimba ceva, pentru că dacă ar fi să schimb ceva, nu cred că aș mai trăi ce trăiesc astăzi, adică să o am pe Alexia, să o am pe Adelina. Așa că, nu, mă bucur că le am pe ele. Nu cred că aș putea trăi fără ele. Astea sunt întrebările. A vorbit de mă doare gura, nu mai pot, mă duc să beau un pahar de apă, cum s-a uscat gura. Că am vorbit de două ori. Și cam asta este, mă duc să editez blogul ăsta de seară și îl postez, cred că mâine. Vă mulțumesc pentru vizionare și noi ne revenim data viitoare. Dacă nu v-ați abonat deja, vă aștept să vă abonați, pentru că se uită foarte multe persoane la vlogurile mele, dar nu se abonează. Am 2300 de abonați și 4000 de vizionare. Așa că, dacă tot vă uitați la vlogul meu, eu zic să vă abonați, că chiar mă bucură chestia asta. Da, vă mulțumesc din suflet. Pa, pa!